Te sală cu drag. Bucuria cu care întâmpini fiecare zi are legătură cu gândurile tale. Ce gândești? De ce gândești așa? Cum te raportezi asupra tipului de tematică din gândurile tale? Ce anume susține gândurile? Și aici avem așa: agresivitate, furie, nemulțumire, frici. Dar de ce să fie lucrurile negative când ele pot fi cu un conținut pozitiv mare și foarte mare? Respectiv, te trezești de dimineață și începi să-ți faci un simplu program al zilei. Unde mă duc? Cu cine mă duc? Ce am de făcut? Către ce mă îndrept? Ce rezultate voi avea la final de zi? Care este evoluția mea? Căci despre evoluție este vorba. Tu îți dorești să găsești poate o scurtătură, un shortcut la lucrurile pe care le faci. Dar scurtăturile nu sunt cele mai bune pentru noi, datorită faptului că se sar anumiți pași. Și tu, chiar dacă aparent ești înainte, la un moment dat în viață trebuie să te întorci ca să refaci ceva. Dacă gândurile tale au legătură cu ideea de a reface, nu ai nicio problemă tu. Nu este vorba despre o vină, nu este vorba despre o greșeală. Este vorba mai mult despre, iau așa, despre o oportunitate. Oportunitatea de a face lucruri minunate. Din nou și din nou și din nou, în funcție de câți pași ai pierdut. O oportunitate de a te reinventa. Tu trebuie să gândești în felul următor. Unde ai ajuns astăzi? Într-un loc în care poți evolua mai repede, mai mult, mai bine, mai repede, mai mult, mai bine. Și să faci lucruri minunate? Da, să faci lucruri grozave. Și cum? Creând amintiri pozitive pentru tine, cei din jurul tău, oamenii care te cunosc și, evident, este vorba despre tine, tipul muncii tale. Adică, ce muncești, cu cine, când și cu ce rezultate. Munca ta nu începe doar creând anumite tipuri de proiecte pe care să le duci la final. Nu. Tu reprezinți cel mai mare proiect al tău. Dacă tu nu ești ok, atunci toți ceilalți în jurul tău vor vedea că nu ești ok. Și oamenii se vor întreba ce e cu el, ce e cu ea, ce se întâmplă, de ce nu mai este cum era. Iar tu vei intra în competiție cu o persoană pe care o cunoști. Respectiv tu. De acum o lună, două, trei, 10, în funcție de momentul în care ți-a apărut depresia, anxietatea sau momentul în care ți-au apărut atacurile de panică. Nu ai cum să concurezi cu tine. Nu tu cu tine. N-ai cum. În schimb, poți crea din liniște, acel tip de liniște care ți l-am arătat din aerul, care stai să te gândești. Poți crea din liniște noua ta personalitate în afara bolii. Nu pare imposibil. Nu este imposibil. Ai nevoie de un lucru foarte simplu. Să accepti zâmbind faptul că ai anxietate sau depresie. Și să-ți spun în felul următor. Astăzi știu cum sunt. Mâine voi fi mult mai bine. Mult mai bine. Fiindcă astăzi voi munci pentru mâine. Iar la a doua zi, când te trezești, trebuie să ai următorul gând în cap. Astăzi am scopuri pe care trebuie să le ating. Care este primul meu scop? Să fiu eu bine cu mine. Astăzi voi începe munca în direcția asta. Voi fi bine cu mine. O persoană nouă în viața ta. Ți-e bine cu tine? Da. Ți-e bine cu omul respectiv? Da. E. Wow. Un proiect nou. Ți-e bine în proiectul ăla? Ți-e bine cu tine când te gândești la proiectul ăla? Da. Celorlalți le este bine alături de tine când te văd bucuros, bucuroasă? Da. Ok?
porție de alergat? Încerc. Îți iese? Ai dopamină. Nu-ți iese? Ai încercat. O porție de alergat pe scări? Să urc trepte? Da. Wow. 25.000 de pași? Mâncare bună? Meriți. Te salut cu drag. Ai grijă de tine? Și dacă ai vreo problemă, te rog cu respect să mă suni. Te aștept la cabinet. Nu uita. Eu sunt Radu Leca. Și de 18 ani repar și construiesc sub diferite etichete și denumiri. Suflete și oameni. Te aștept la cabinet.